trasul cu targa pe pista de aterizare a fost doar încălzirea pentru lucrurile ce au urmat. Elicopterele militare, tancurile și echipamentele de luptă i-au fascinat pe micuți. Elicopterele și avioane. Ți-ar place să te faci militar? Da, mi-ar plăcea. Foarte frumos. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Elicopterele, pentru că erau foarte frumoase și a fost super. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Când am fost pe scaun acolo sus. Gazdele au fost piloții români de la baza aeriană Fetești și tanchiștii americani din regimentul 8 infanterie. Mă simt ca un tufiș. Cine ta? Militarii. Dacă știi engleză, l-aș mulțumi. Suntem un pic stângaci pentru că suntem la începutul învățării limbii engleze și comunicăm mai greu. Dar este suficient să observăm anumite lucruri și ne înțelegem și din gesturi. La fel de apreciate au fost jucăriile mari de pe aeroport, mașinile de pompieri și mașinile de poliție militară americană. Copiii au fost foarte interesați de avion, de asemenea unii dintre ei și-au manifestat dorința de a urca și înăuntru, cu toate că nu am putut să-i lăsăm pe toți. Și sunt foarte fascinați de câte butoane și câte manete. Yes, they're very happy with it and they have a lot of questions. I think at this age, it's good to plan it in their mind so going forward they can know what to do. I'm not sure if at this point they'll decide if this is for them to do or not, but yeah, at least you give them a start to different things that they will have the options of choosing from later on in life. A fost un episod din programul Școala Altfel, o săptămână fără presiunea clopoțelului și a lecției de 50 de minute.